Testăm parfumul noi astăzi. Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Am aici o cutiuță cu parfumuri de pe parfumat.ro. Parfumuri inspirate din alte parfumuri foarte populare și iubite, dar care au și prețuri mult mai mari. Cred că cunoașteți deja parfumurile de pe parfumat.ro, știți că și eu am în colecție de la Lorina, de la Edosa. Și haideți să începem cu un parfum pe care eu l-am testat înainte și mi-a rămas gândul la el și îmi place foarte mult. Este o cutiuță care o să vă vorbească, așa că o să scot parfumul de aici. Este vorba despre Los Cheri, scrie aici Niche, extract de parfum și este Los Cheri numărul 52. Haideți să desfacem cutiuța asta, să scoatem parfumul. Pe el îl găsiți acum redus pe site la 89 de lei parcă și puteți să folosiți și codul meu de discount pe care o să-l găsiți pe ecran pe tot parcursul acestui clip. Mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Lorina și ia să dăm în cutiuță. Îmi place foarte mult cum miroase acesta. Este un pic amărui, miroase a vișine, miroase a cireșe, amare. Mi-amintește de copilărie parfumul acesta. Se dezvoltă foarte frumos, este un parfum cald, potrivit pentru perioada rece și eu vă vorbesc strict despre Lorina Los Cheri, pentru că nu am testat originalul. Și eu l-am testat pe acesta și acesta mi-a plăcut foarte mult. Bineînțeles că Tom Ford are un preț mult, mult, mult peste prețul acestuia, dar este un parfum foarte frumos. Este amărui, îmi place atât de mult, este balsamic, este cald, este dulce. Și v-am zis că l-am testat și mi-l doream în colecție, chiar dacă nu suntem în perioada potrivită pentru el. Mi se pare potrivit pentru toamnă, iarnă, primăvara de vreme. Poți să-l porți seara, de exemplu, când este mai cald, dar totuși este un parfum care te îmbrățișează și care te îmbracă și da, cred că este foarte cozy în perioada rece. Este foarte frumos acesta, Los Cheri, numărul 52 de la Lorina și este foarte intens. Mergem la următorul, am aici o variantă de 10 ml pe care o găsiți la 20 de lei pe parfumat.ro. Mies sau Mais, nu știu exact cum se citește, dar este inspirat din Giorgio Armani Si. Eu am parfumul original. Și să știți că seamănă foarte bine, însă îl am aici și pe el. Mi se pare un pic mai dulcișor, așa să zic, din ce am apucat să le analizez cât de cât. O să mai discutăm despre ele cu siguranță, pentru că nu, în afară de Los Cheri, nu le știu foarte bine pe acestea. Dar da, o să mai discutăm despre ele. Așa, la o primă analiză, să zic, da, seamănă foarte bine și este foarte frumos. Poate să fie cu ușurință un parfum semnătură și unul și altul. Da, hai să-l dăm și pe acesta puțin în cutiuță. Avem aici coacăze, se deschide fructat și dulce în același timp. În mijloc avem trandafir de mai și frezie, în bază avem vanilie, paciuli și ambroxan și note lemnoase. Miroase foarte bine, foarte bine. La fel și el este un parfum intens, acesta este un parfum mai feminin, mai de zi cu zi mi se pare mie, v-am zis, poate fi cu ușurință un parfum semnătură. Mie îmi place foarte mult Si și acesta chiar este reușit. Trecem la următorul. Da, următorul parfum este un parfum care mi-a atras atenția pe site, îmi doream să-l testez și m-a cam impresionat. Este brandul acesta Parfumat, brandul lor, și se numește Narghil
Este inspirat de ambră narghil de la Hermes. Pe acesta îl găsiți la 50 de ml la prețul de 79 de lei. Mi se pare un preț foarte bun. Din nou este un parfum potrivit pentru perioada rece și este din nou un parfum care te îmbracă, un parfum care se încălzește, se îndulcește, este și un pic buzy. Dar haideți să vorbim puțin despre note. Are un vârf benzoină, miere, mosc, orhidee albă și vanilie. În mijloc avem caramel, labdanum și susan și în bază avem tonka, rom și scorțișoară. Știți că eu nu sunt atât de înnebunită după parfumurile buzy, dar pentru mine parfumul acesta este unul foarte mieros, cald, condimentat, foarte frumos și mi se pare că este mai bine echilibrat pentru mine. Are și un iz buzy, mă duce un pic și cu gândul la turtă dulce, la fel cum m-a dus cu gândul și Toba Color, și este undeva între Toba Color și Angel Share. Eu la clonele, să zic așa, de Angel Share le-aș mai adăuga puțin miere ca să fie perfecte pentru mine și narghil este exact așa cum trebuie. V-am zis că simt un pic de iz buzy, dar aici avem și caramel, avem și vanilie, avem și scorțișoară, se simte scorțișoara și poate că din cauza asta mă duce cu gândul la turtă dulce, dar mi se pare atât de frumos acesta. Din nou este și el foarte intens, îl simt mai mult buzi în deschidere, parcă simt un pic romul mai bine în deschidere, dar apoi când se amestecă toate aceste note, sunt o combinație perfectă pentru mine. Îmi place foarte mult. O să-l folosesc pe acesta, bineînțeles, când o să fie mai rece afară, dar cu siguranță o să-mi iau o sticlă full size și să știți că am văzut că pe site-ul celor de la parfumat.ro găsiți Jean Pogotier Scandal Le Parfum, sticla aceea roșie. Mă super tentează și aș vrea să-l încerc și pe acela. Nu știu dacă găsesc variantă mică să-l testez înainte, dar da, probabil că o să ajungă în colecția mea la un moment dat acela. Narghil este superb. Dacă vă place Angel Share, dacă vă place Toba Color, dacă vă place mierea, dacă vă place un parfum cald, condimentat, este superb acesta. Superb. Și da, este unisex și el și Lost Cherry. Sunt niște parfumuri absolut superbe. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este un clasic, un cunoscut de toată lumea. Este inspirat din parfumul Hypnotic Poison de la Dior, pe care, ce să vedeți, nu l-am în colecție și nici nu mai țin minte cum miroase originalul, însă o să discutăm despre Poison Hypnotic numărul 283 de la Lorina. Este apă de parfum și are 50 de ml, pe el îl găsiți la 69 de lei pe parfumat.ro și ia să vedem ce note are. Eu nu l-am testat nici pe narghil, pe ambră narghil de la Hermes, nu l-am testat, dar eu vă povestesc despre parfumul acesta de sine stătător, pentru că știu că se găsește oricum destul de greu ambră narghil. Parcă așa țin minte, nu mai știu. Aici avem un capac roșu și o etichetă roșie, arată foarte bine. Și haideți să vorbim despre note. Avem în vârf nucă de cocos, prune și caisă. În mijloc avem lemn de trandafir brazilian, iasomie, chimion, tuberoză, trandafir și lăcrămioare. Iar în bază avem vanilie, migdale, lemn de santal și mosc. Da. Eu l-am purtat așa într-o zi să văd, să-l analizez cât de cât înainte să vorbesc cu voi, să știu despre ce vorbesc totuși. Are o deschidere fructată, într-adevăr. Simt mai mult prună,
simt un pic ceva mentolat, nu știu de la ce, dar mi se pare destul de proaspăt în deschidere. Am mai testat și alte clone după Hypnotic Poison, dar parcă deschiderea am simțit-o diferit, am simțit direct izul acela, cum să zic, norișorul acela pudrat, pufos, dulce. Aici am văzut că se dezvoltă, se simte, da, și parcă și bezele așa se simt. Aici am văzut că deschiderea este mai proaspătă și fructată și ușor, ușor începe să devină un parfum bezelos, dulce. Nu mi se pare la fel de intens ca celelalte, dar am zis că o să-l las să se așeze și o să-l port. Bineînțeles că și el este tot pentru perioada ceva mai rece, pentru că este un parfum dulce, dar aș putea să-l port și acum seara, de exemplu. Da, mi se pare un pic mai delicat așa, fructat, dulce, simt așa un iz de bezele, probabil de la vanilie, zahăr vanilat, ceva pe acolo. Este un parfum fructat, dulce, cu un iz de bezele, așa-l simt acum. O să mai discutăm despre el pentru că vreau să îl testez cum se cuvine și o să revin cu impresii. Însă până acum, pentru mine, Lost Cherry este pe locul întâi, apoi este acesta pe care de-abia aștept să-l port. Nu-l știu atât de bine cum îl știu pe Lost Cherry, pe care l-am mai testat și am mai testat și alte clone, dar acesta este unul care cred că o să fie foarte îndrăgit în perioada rece. Bineînțeles, parfumul inspirat după Armani C mi se pare foarte bun, foarte bun, și mi se pare un parfum perfect de zi cu zi, un parfum semnătură și are și un preț foarte bun. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Spuneți-mi și voi ce ați vrea să vedeți pe canalul acesta, ce ați vrea să testez de pe parfumat.ro, ce clone vă interesează, ce ați vrea să cunoașteți mai bine sau ce parfumuri aveți de pe parfumat.ro și vă plac foarte mult și le recomandați și voi. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în curând cu un video nou, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și lăsați-mi și un like dacă v-a plăcut clipul acesta. O să revin cu impresii despre parfumurile acestea de pe parfumat.ro și după ce o să le port și o să văd cum se și dezvoltă ele. Să aveți o zi frumoasă, v-am pupat, pa, pa!